Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Miniserialul nostru despre călătoria inițiatică continuă și astăzi cu enumerarea următoarelor etape de pe acest parcurs. Etapa care vine la rând după confruntarea cu Tatăl într-o călătorie inițiatică se cheamă apoteoza. Iată despre ce este vorba. Când cineva moare de moarte fizică sau moare spiritual ca să renască în spirit, acesta transcende dincolo de dualitate într-o stare de cunoaștere divină, iubire, compasiune și beatitudine. Un mod mai lumesc de a privi această etapă este ca o perioadă de odihnă, pace și împlinire, înainte ca eroul să-și înceapă reîntoarcerea în lume. Înainte de reîntoarcere mai există o etapă care și ea este foarte importantă într-o călătorie inițiatică. Ea se cheamă darul ultim. Răsplata ultimă este îndeplinirea scopului călătoriei, îndeplinirea a ceea ce persoana a avut ca obiectiv în acea călătorie. Toți pașii anteriori au avut darul să pregătească și să-l purifice pe erou pentru acest pas. De vreme ce în mai multe povești inițiatice, darul primit este ceva care transcende viața însăși, gen elixir, sau chiar transcende și moartea. Acesta a fost episodul de astăzi al miniserialului nostru. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept mâine la un nou minut de spiritualitate pentru a urmări continuarea.